Poftiți. Sunt Xenia Țugui, născut în satul Piatra, fost Serghei Lăzău, raionul Hei. Și acum suntem în ospiție la o colegă de clasă, Nina Andrițchi, domnișoară, acum în Grădianu, care cu forțele proprii a încercat să selecteze și să acumuleze elemente, obiecte de mare valoare care ne aduc aminte de trecutul nostru, care nu ne permit să uităm obiceiurilor strămoșilor noștri și vreau să o rog să ne povestească despre fiecare obiect în parte, ce, cum a început să, care a fost ideea să creeze micul acest muzeu și cu ce a început? Eu am început de când eram tânără, primii ani de căsătorie, m-am dus la o mătușă și aveam multe oale și mi-a dat o oală. Eu am cerut-o. Ei mi-au povestit o istorie oarecare și eu am cerut dă-mi și mie una. Care a fost istoria oale? Că a fost pe război îngropat în pământ, într-așa situație că nu-i chiar frumos să vorbesc, dar nu găsesc o nimeni. Apoi nu pot spune chiar. Nu găsesc o nimeni. Și eu ies spunând din așa istorie, dar eu îți dai și mie una. Pentru ce a îngropat o oală în pământ? Cu pâine, când ei s-au dus în evacuare și când s-au întors înapoi, eu scăpat din foame pâine și ea, cu ce a fost îngropată. Și ies spunând așa istorie, dar eu îți dai și mie o oală. Dar eu și alegeți. Erau multe, vă 6-7, și alegeți una care dă-i, dar eu am ales una care mai știrbă, să nu-i pai rău, că el mai dădea la pitrecâni, să nu-i pai rău, că și bașeia care eu am vrut-o. Și mi-a dat-o și am să uit-o în pod. Pe urmă, în scurt timp, a venit mama soacră, torcea. Eu când am venit aici, eram însărcinat cu primul copil și torcea. Și eu îi zic, mamă, dă-și ți-o ăștia și eu a toarce. Dar el zice, da, zic, adă-mi la mine niște lână, că eu când mai sara, când mai dimineața și toată și ne-a dus și furca iastă. E ca iastă lucrare, ne-a dus și mama soacră. Și când a toarce lână, dar furca să-ți rămâie ca amintire că e făcută de Grișa, de soțul tău. Și să dăruiesc că el a făcută la vârsta de 10-12 ani. Și am păstrat-o, am mai tors-o pe urmă, pe urmă am păstrat-o până a venit rândul și la muzeu. Și tot așa. Tot așa, unii mai vedem câte un lucru la rude, la... Tot am mai strâns așa cu câteva lucruri. Dar de-am când m-am gândit, după ce m-a lepădat soțul, a decedat, m-am gândit cu ce să mă ocup. Am avut vite înainte, vitele le-am dat când nu-i posibilitate și am început să adun mai multe lucruri. Am apelat la neamuri, la prieteni și s-a adunat și ieși, vedeți. Fiecare mi-a dăruit, fiecare ce-a avut. Așele stativele, da? Așele vatalele, stativele să fără. Am tăiat uneltele la stativele. Și acolo sițele. Acolo, aici sițele, da. Aici sițele, aici spetele. Că aici sițele, da? Aici sițele. Independent cum se băga firul de azi pe aici, și uzorul la pânză, așa? Da, se făcea urzala aici era. Da, și cum, independent da, după cum se împletea acolo, da? Se ieșea uzorul la pânză. Îi spui ceva despre costumele naționale? Da. Eram, aveam vreo 50 de ani, poate, așa. Și am ascultat la o televiziune română că bunica au făcut la nepoate costume. Și am făcut eu un costum de probă, dar nu mi s-a primit chiar cum de pe zonă. Și pe urmă am hotărât să le fac la toate nepoatele cu un costum. Aici e pentru Lilia, aici e pentru Crina, aici e pentru Cătălina, aici e pentru Evelina. Aici e pentru Mirela, strănepoata. La toate le-am făcut. Am zis la fiși să fac. Asta e o haină care o purta bunicile noastre, într-așa port, cu mânicuț, țesut în stativi. Aici am o cămașă. Bărbătească, cunosc, asemănătoare de tata. Și brodate? Asta e o cămașă țesut în stativi, de in. Asta e țesut manual. Și o purtat-o aici, eu când am venit în Jălăboc, era un an de niev, de-a lui Grișa, de-a lui Semțion anul, și nu a avut copii. Și se îmbrăca duminica când ieșeau la vorbă în sat, se îmbrăca în cămaș așa, și pantaloni s-au răsfrânți până la genunchi, și cu brâu așa, cu brâu roșu, și cu pălării în cap, și el era cel mai mândru, că el copiii nu a avut, și el era așa, parcă mai mândru. Și aia asta a fost care purta soția lui. Tot așa mândru a fost, e ca cu așa fuste, el zice la prășit, vine la fântână la apă, că luam apă de la o fântână.
Și are și asta la aproape 100 de ani. Și aici mai am fost care, că fostele este, au fost o familie cu 4 fete. Și nu s-au căsătorit niciuna e ca așa, asta. Și într-așa fost au tot la 100 de ani, tot s-s vechi. Și ele, 3 fete, nu s-au căsătorit niciuna. Au fost necăsătorite. Și să vă mai povestesc. Aici saș, cum spurta sașii odată, nu cum am eu sunt odată, că aici sași, să sute de câini pe, în stativi. Dar ia să cei? Aici sunt de sași, e ca că așa, cu așa ne dușeau părinții noștri da, la teatru, la deal. Să-i nu erau ca mâie sacoșe, nu erau, dar pune aici și oala cu smântână, și boțurile cu brânză, și la când ce la piață, și o răsie așa pe umăr, și o pune și duce. Și merge un hap de vreme și apoi o ridica așa că te durea umărul. Și la deal tot așa, duce de la deal. Și pe intră așa, și un cărbuz, și un bruian, și orice. Cu așa obiect se foloseau părinții noștri și trădeși și buniei. Dar am apucat și la părinții noștri. Aici e care se face țeci, aici se cheamă șcric. Ia că aici îi spune ața asta. Aha, aha, să mă mătăie. Da. Spune și ce țeci. Aici se face un bătie, se deja se face. Se deja se face țeci, țesut. Asta tot o țin minte. Se căsură. Ia că este două leam. Când am uit aici, știți cum e, știi cum era, că nu era în podel. Și mi-a dat soacră, mi-a adus-o. Da, tata meu, trăind în vecin cu țigane, sus la țigan și cu mătru fei la fata aceea mea de la Jlăboc o costură. Și de-am două, le-am păstrat până am uiecat, 45 de ani. Și cu așa lampă, dacă ții minte, noi acasă, la părinți, nu era lumină încă, eu când m-am trezit, nu era încă lumină electrică. Și ne punea afară, pe afară așa, ninată uneva, când noi ieșim noaptea afară, să vedem ceva în o gradă. Și îți ducea la jete noaptea cu dânsa, era o ajită de ceva se întâmpla, ducea cu lumină. Dar în casă nu o pune, numai cât afară. În casă era, aia ca în casă care era la noi, da. În casă. Acele din casă erau. Acele erau în casă la noi. Aici este o sferie de călcat. Aici sunt foarte, aici este foarte vechi. Aici avem da, numai boieri. Da, aici sunt numai boieri aveau. Se încălzit plită și scălca. Acele erau cu cărbuni. De-amă, este o ieșit mai încoace cu cărbun, de-amă. De asta am avut și noi. Da, de-amă, încoace o ieșit aici cu cărbun. Dar și ele numai băieri au avut. Dacă aici un vas găvănos, se cheamă. Găvănos. Se păstra apa aici întrânsul și se mai pune întrânsul și untură și slănină și gemieri și avie. Dar mai mult apă rece ține, pune în gura veșelor și se păstra apă rece. Cu aici, burluiu. Că este să ducea de omul și două, trei la gospodărie, și eu la deal. Și la o apă? Și la o apă. Mai greu se vărsa? Nu se vărsa, dar se nece rece. Ajunge la deal și săpa o groapă mai adânc și-l îngropa. Aici punea un ciocălău, că nu era cu ciocălău. Și al dezgropa și când vineau, bie o apă rece. Și când se duceau cu rândul la prășteară, iar l îngropa înapoi în pământ. Aici e un vas care se făcea untul înainte. Da, asta tot. Fiecare a 3-4 a gospodina, satul e viu. Budei, vorbim. Budei. Ia că așa și eu am făcut. Dar și de greu ne părie. Nu știu cum s-a face, dar sunt tale era greu pentru mine. Aveam vârsta de 10 și 12 ani. Mi-a lătis în bancă, ai folosit o ghine și ai legat mașina aici spune, aici spune câte o șervițel, așa că să nu... Da, strochească. Da. Asta era pedeapsa mea acasă. Mă pune să bat până și să vede... Este că așa i s-au fost portul. Da. Este linșe de da. Mama și tână și da. Tot lumea vie. Da. Tot lumea vie. De-am pe urmă și de este. Da. Dar deodată au fost sete de este. Erau și albi, erau și gâmbui, abunici, erau... Abunici erau da. Așa. Da. Și vara și iarna erau, erau îmbrăbătite așa și erau îmbrăbătite așa. Nu e cum mă mâie, noi îmblăm. Despre rochia de mireasă, spuneți-mi. Rochia de mireasă? A cui e asta? E de la o verișoară, la o fică, de la o verișoară de mie. E de anii 77-78. O vândut-o în Buhai și a cumpărat rochia de mireasă. A avut mă o singură fată și eu vreau să nu am dovit să munte pe la om, că eu am
coronița mea icoană și vreau să chiar să facem așa, mm-hmm. să o implementăm, spunem și coronița acolo, dar n-am dovit că trebuie să n-au când. Aici, iacată, într așa o covățică, într-așa o covățică, la noi este anul sau decedat de 90 de ani și mai este o persoană de 88 de ani care a crescut în covățica asta. Dar ea are mai mult de 88 de ani, are mai mult de 100 de ani. Și așa cum... Leagăn era. Leagăn. Da, leagănuț. Și așa se înfășeau copchii, aici se-i fașă de odată cu, de o seamă cu rochișeni și mai dinainte. Da, și așa. Cu așa da, fruntăraș să lega, că să nu intre frigul aici la urechi. Sunt frigul la urechi, da. Și fruntea dreaptă și da. Bombată. Da, dar mai tare de frig. Aici, iacată, aici se cheamă Chersân. Întrânsul mai mult se face și lucrări la gospodărie. Dar mai mult spune făină întrânsul așa de păpșoi și o pune pe sobă la uscat și pune așa un zolnicel, că să nu intre mâța, să nu dă-i bombonoi cochii. Și s-a spa așa și lua și fășeai mai măliguța. Nu, nu, asta nu e chiar să... Frâma e mai mare afară, mai mare sedea, da. Și aici stai tot un fund foarte vechi, care se restaura măliguța pe dânsul, și asta e lingură 45 de ani, cumpărată de mine. Când am venit aici, fășeai a luat mai mult. Și așa era moda, că nu sunt cu mâna, dar cu lingura asta plămădiem. Și apoi când frământam pâinea, tot așa o bătem până nu mai putem mesteca. Și apoi frământam o leac la urmă. Nu știu de ce așa e. Așa era fiecare gospodin trebuie să aibă așa lingură. Aici și vă povestesc. E ca cu așa... Fotografii ține. Ies eu cu soțul. E ca cu așa șorțuleță. Eu când eram tânăr am lucrat la bucătărie. Am lucrat cu vreo 5 ani. Și eram tânăr și mă ducem la ajutor, la petreceri, la nunți, sau cum mă trebuie, unde mă chema. Și mă ducem când mă ducem la părăit, mă ducem cu pestel, că așa mai, dacă nu eram, spunem pe masă, cum îmi puneam așa și eram mai mândră. Am două, unul mi-a făcut, nu urmă unul. Aici am o icoană, tot de râte la muzeu, dintr-o 1897. Dar vă rog, nu arătați la... Eu o filmați, dar nu arătați. Că... sancționat, dar cei care au arătat-o. Da? Da, de la poliție mi s-au anunțat. Să nu fie, să nu se scoate. Să nu arătăm. Eu zic să o duc de acasă, nu duc. De cum să duci? Zic, dacă ori nici orșeriu, eu le-o dau numai să nu mă ucide. Așa am fost. Și mi-a zis să o țin, și o țin de mai așa, mai distanță. Ce să mă mai povestesc? Prosul abia, ia ca cum se lega, nu înțeleg. Coșniță. Aici sunt coșniță. Coșoncă. Coșnițele se cheamă. Coșnița asta, să coșnița, da. Ia că am trei feluri. Am mai mult feluri. Deodată s-a făcut așa, coșniță. La noi coșolc se cheamă. Ei, la noi coșniță. S-a făcut așa, puțin mai mare ca aia, să dă așa mod. Și când ziceau la piață, se fura și atunci ca așa mod. Și cine... Și se duce la piață și mai fura, și eu țin minte și mama. Și cine m-a mai, de-am mai gândit mai pe urmă că se știe mai cu nădejde, o făcut așa. Mama, țin la mama, țin la o făcut așa cu cheuturi, că până rămâna și mai fura, sâmță. Dar ea asta e ca așa mai pătrată. Asta e dus la biserică. Pui intrând să atât și duci și e ca cu așa o salfetcuță, trebuie să pui așa deasupra și duci la biserică. Cu așa coșniță. Aici am o față de masă. Asta e făcută de mine, are... Tot de când am uit aici, are vreo 30 ceva de ani, 40-40. Făcute de mine, împletită, brădată de mine. La mijloc e câmpul de mine? Da, da. Da. Asta e făcută de mine. Am brodat-o eu, am făcut orbățâca eu. Foarte frumos. De la suna s-o strânglat-o până așa, mult de strâns. Vă spun așa ceva mai interesant. Pe vremea noastră, nu era așa ceva, dar înainte noastră... Așa prostirii, fata când se mărita, noi de-am nu ne-am mai gătit, că la noi schimbase moda, da, că asta e foarte vechi. Are vreo 70-80 de ani. Când se mărita fata, trebuie să aibă așa o prostire, că când se culca cu mirile, pe mi-a dat pe așa prostirii, trebuie să culce brodată, gătit pentru mirii. Și eu le spuneam la fete, când am adus sofca asta, zic că e așa sofcă, sculca nele cu nereasa.
Dar eu zic, dar cum am încât eu? Zic, așa încât eu. Ia că aici am niște prosoane, tot mi-au dat soat la muzeu. Aici se foloseau ca perdele. Da. E că așa erau gătite pentru depus la ferestri. E că haine, înainte nu erau dulapuri. Haine spuneau așa și asta spunea așa. Haine și haine am alta mai mare. Să nu sprăfuiască. Da, aici se depus la ferestri, că unii spui și ața, zgăti. Le-au purtat chiar aici, au fost pus la ferestri la cine le-au dat. Dar multe am unii mai cune. Ca de fiecare zi știu. De că așa cum am pus eu aici a prosului, dar aici a spune de sus, trebuie zi până la pat. Să așa de sus. Să acoperi haine. Și așa lucrare, când se mărita fata, tot fata trebuie să o aibă gătită de acasă. Și când vine Nirli să o iei la Niri, să vii Nirli să iei curânduia la Nireasa la Niri, trebuie să aibă așa o prostire, că e, așa se cheamă prostire. Și le pune pe spate, că se iei în căruță, cum îi dușești, trebuie și bângărit cu așa prostiri și o avea gospodina tânără, cât zile avea, o păstra. O pune în casă mare. Da. Da. Ei s-au făcut de părinți dați fetelor când se căstoreau. Aici am necă prosoabe de nuntă, de-amă că nu au fost fetele noastre. Și la noi au fost, dar n-am găsit de cele care... de ganuni cu așa prosoabe. Trebuie să aibă măcar unul în unul și unul în una, dar dacă avea posibilitate, pune câte două. Și erau așa în cruci legați, era frumos. Aici am iecat pentru staruste, pentru vărnicelul cel mare, să lega cu așa prosoabe, tot mai delicate. Așa, starostele mai colorate, mai deosebite. Da. Și mai mici, nu prin prejurul. Da, nu prin prejurul. Sunt și mai înflorate și mai puțin înflorate, după fiecare după posibilități erau. Ia ca așa, mai puțin înflorate, amica diferite. Ia ca mai puțin înflorate. Asta e pânzei țesute. Da. Floare țesute. Da. Floare țesute. Nu, n-am ghele și brodate, dar astea floare țesute. Da, aici sunt țesute. Asta tot e țesută. Dar e ca aici, pentru mai mitele și mai simple, pentru frații Nirlui, pentru surorile Nirlui, pentru copiii, frații cei mai mici. Și le dau. E ca aici, tot de la doamne din sat, mi s-au dat ca costuri. Aici de geraș, aici broderii. Da, asta. Aici e un bostan. Mi l-a dat vara asta, mi-a dat rochea să-i facem capul la nireasă din bostan. Și n-am dorit încă să-i facem ochi, să-i facem gură. Asta e pentru roche. Da, să-l bopsim. Nu, să lăsăm nireasa chistoiete. Știi că erau să nireasă chistoiete. E ca asta are tot la 100 de ani. Eu când m-am trezit, aveam 3-4 ani, eu țin minte asta la mama era. Și că vezi, deci are așa o crăpătură, o vezi? Uh-huh. Are așa o crăpătură înăuntru. Ia aici. Trebuie să caut la mine una acasă sănătoasă, trebuie să aduc. Și eu când am lăsat o acolo, am rămas la casa părintească și am când am deschis muzeul, zic la cumnată. Sau Varelniță oricum. Varelniță. Zic, cumnată, dă-mi lucrarea cei de la mama. Și mi-a adus, mi-a dat. S-o păstrez cu mari mândrie. Că în sat nu erau multe, erau 3-4 de astea. Și când erau munța, pe mine, de unde n-ar și fost. De unde n-ar și fost. Sunt punctat. Asta e o cadă. Care înainte se folosă, nu prea erau așa vasuri ca muiaș. Pentru apă, toamna la scurginul. Era folosit ca mijloc de gospodărie. Mai mult apa se ține întrânsul, adușeu și păstrau. Când toamna la strânsul vinului, la teasc, la mai sunt fel de fel de vasuri, dar atunci nu erau așa multe. Da, dar asta e natural, lemn natural. Da. Da, vasele sunt mai mult de plastic. Da, asta e natural.